Bun. Suntem la Chitila. O să intru și pe chat în câteva momente. Dați-mi voi un minut să văd ce naiba fac. Că astăzi sunt plin de draci, sunt plin de spume. Nu cred că e recomandat să lucrez așa la rută, dar este ceea ce este. Că dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Unde naiba am streamul? Așa, nimic aici. Hai să vedem cum găsesc eu stream-ul ăsta de nouă dată și odată. Ok, am găsit și chat-ul. Salutare, oameni buni! Salut, salut! Zalan, vine pe stream. Dă-mi puțin 2 secunde, vreau să iau și niște papuci în picioare, e frig pe aici. Ok, problema cu papucii s-a rezolvat. Haideți să vedem ce mai facem pe rută. Emi, salut, salut! Bun, va trebui să punem acest prevestitor care se numește în felul următor. TMV CPA ieșire, TMV CPA ieșire, altă 1L. Ok, stai să mă luați pe mai încet. Bun. Hai să facem TMV CPA ieșire. TMV ce... Deci ce înseamnă 3 pe prevestire? Ok, ce pe ieșire? 1H 1L. Ok. Ce pe ieșire H. Ok, ce prevestire să avem aici? Nimic, nimic. Aici nici unul nu spune nimic, nimic. Aici totul ok. Hai să aducem link-uri de la mama dracului. Aici avem de semafor. Ok, semnalele au fost adăugate frumos, cum era una odinioară, dacă pot să-mi exprim așa și atât cât pot. Hai să aducem și link-ul inductorului lângă semafor. Ok, și pe tine. Aici am făcut niște modificări pentru cei care nu ați fost pe stream data trecută. Ok. Așa, bine și frumos. Ok. Punem și din catenar Florin, salut! Bine ai venit pe stream. Hai să facem Chitila great again. Bun, ce ziceți, mă, merge niște muzică sau n-ar merge? Ok. Avem de pus aceste alimentări aici, la chitila.
Am încercat să nu zăbovim prea mult pe chestia asta. Și să rezolvăm treaba cât mai repede. Parfum. Oh, obiecte noi la catenară, da. Terminăm odată catenara, frate, că aici la Chitila e crâncen cu catenara, avem de făcut Chiajna, avem de făcut Pocarpați. O să fie o nebunie. Să presupun că nu știi ce anume să nu știu. O să apară la download, la update, la... Nu. O să fie o rută cu totul și totul diferită, după cum bine vezi. Practic, refac totul. Adică, nu mai are treabă SULA cu prefectura. Sistemul de semnalizare, limitări de viteză, totul e refăcut. Plus o extensie uriașă. E cu totul și cu totul altă rută. Adică una era să fac un revamp prin înlocuirea obiectelor cu RV Tools și una e să șterg și să fac de la zero, practic. Cred că o să fie și la download când va fi gata catenara. O să fie și la download obiectele astea. Ruta, sincer să fiu cu tine, mai durează cel puțin un an. Aici e treabă, frate. Cel puțin, deci poate să dureze mult mai mult de atâta. Așa că don't keep your hopes high. Bun. Ok. Vai, abia așteptam cumpărat-o când a apărut mai mult timp aștept un update. Da, o să vină și update. Dar încă nu a terminat Miță tot ce are de făcut. Vei vedea obiecte neterminate în legătură cu catenara. Se pare că pe aici asta stă așa de cum trebuie. Ok.
Na. Mama lui de țânțar, mi-a trecut la ochi. Oh. Iată cum prinde contur catenara. Au apărut țânțarii? Da, frate, au apărut. Cred că mi s-a vrăsită ceva de intră prin încheieturi. Știu. Doamne, ce muncă colosală aici. Cerută e asta? Cum cerută e asta? București, Pești, Rivam. Cu extensie către Urziceni și Câmpina. Mai nu va avea și Chiajna. Laos Iohannis. Chiajna, da, Chiajna, cu tot cu depozitul DB de containere, ceea ce înseamnă și parc Chiajna, dar acolo nu se vor face scenarii parc, dacă eventual trebuie să fac următoarea stație care vine după Chiajna. Am uitat cum se numește comuna respectivă, dar în fine. Cum îmi dau seama? Când apeși Ctrl G, ai să vezi că apar. Acum trebuie să pun la 50 de metri, dar în principiu, uite, vezi cum apare pe aici, apare aici, apare aici, nu se vede că e dat. Vezi, se vede, se vede, se vede. Se vede clar unde sunt, dar eu când, da, asta fac doar că sunt prin gări sau ceva, știi, de o situație aparte. De exemplu, cum am găsit o situație aparte aici, la zona neutră, unde sunt 25 în 25 de metri, deci mai trebuie să mai pun un rând.
Dar în mod normal eu pun la 50 de metri. Ce fac? Am o ruletă, mi-am făcut-o în 3D Max și arată cam așa. Unde ne baie? A, nu. Aici, aici. Și mi-am făcut două rulete, una de 50 de metri. Și în felul ăsta pot să măsor, vedeți, distanța între stâlpi de 50 de metri. Și mai am o ruletă de 100. Și cam asta e cu catenara. Deci nu știu ce am făcut, dar să știu că am multe chestii. Și trebuie refăcute la loc. Aici vor fi stâlpi. E din 2,5 de 2,5. O să văd pe filmare exact ce fel este catenarea și de aici se începe normal ceea ce am lucrat. Aici e problematic, aici trebuie să lucrez. Garantat va ieși foarte mișto. Îmi place cum se vede firele, cum se văd firele de ce trebuie. Deci ce am zis că vreau să fac? Să termin aici cu ăsta. Fire alimentare, cineva? Nu știu, există așa ceva. Ok. Macaz aerian. Ok, avem ăsta. Suport alimentare, trece. Ah, dar aici nu l-am pus bine. Hai, trebuie să ștere. Cineva, nici pe ăsta l-am pus bine. Are bine acolo, asta nu e bine. Da, ce nu e bine, am fost atent. Și încă o dată aici. Ok, aproape că am terminat aici. Și vine cam așa. Grozav. Acum trebuie să pun inductorii de 500. Dacă și găsesc ar fi super. Ne arăți cum faci compensarea fără betoanele atârnate? Ah, păi eu nu prea fac compensarea aia. Din cauza că eu folosesc alt tip de fir. Eu nu folosesc firul pe care îl folosesc cei de la Trendsimulator. Eu folosesc pe vechiul de la RTS. Deci eu folosesc firul ăsta. De urmare,
Compensările mele sunt destul de simpliste, cam așa. Adică, na. Salut, salut, Marius. Bine ai venit pe stream. Ok, TMV, inductoare. V, deja stă la V. Inductor, 500 de metri. Inductor pichet, ok. Și ăștia sunt la 250 de metri, din câte am înțeles. Deci aici sunt cei 250 de metri și vom pune inductor. Bun, acum îi aranjăm. Ok, avem și inductorii de 500. Totul e ok. Acum să vedem cum facem cu alimentarea asta de aici. Anima, trebuie și acesta. Deci DTV, zonă neutră. Zonă neutră, DTV. DTV, zonă neutră, in. Ok. Bun. Dar acum, aceste semafoare, am niște dubii despre ele, nu știu de dracu caut aici, dar în fine. Ok, ce previstitoare, ciudate, zero linii. Nu știu dacă în gare pichet, nu-i pichet. Mie îmi place cu pichet. Și sincer, nu prea am văzut fără pichet. Am mers pe ruta asta în sus și în jos. N-am văzut fără pichet. Ok, acum vine ceva mai dificil. Hai să vedem ce putem face aici. E complicăciunea lumii. Urăsc că trebuie să fac asta, dar n-am ce să poate să fac. Hai să vedem dacă găsesc fir.
Oh, ce să mai cap aici? Canal scurgere, canal scurgere. Of, unde naiba e vin firul ăla? Unde în dreapta? Când zici în dreapta, unde? Aici? Da, aici merge spre Craiova, prin Chiajna. Merge așa, vine așa, apoi face dreapta aceea și ca și ajunge în Chiajna. Aici e practic intrarea în Chiajna. Altă minunăție. Cu groapa de gunoi în stânga și se merge spre Craiova de aici încolo. Apoi mai există un fir buclucaș, așa numele ăsta, care practic pleacă de aici, merge, face ocolul la București, depoul București Marfă și apoi dă înapoi aici, practic intră în depou. Cam asta e procesul. Da, este electrificată. Bucata spre Chiajna. Ok, bun. Eu aici am de a face cu ceva care mă dă, îmi provoacă dureri de cap. Șină, 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 TSR beton, 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 lemn, 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 lemn. Caut un fir făcut. Foarte de mult. Nu știu dacă era numit fir sau ce nume, trasament, linie, țeară, separator, curent, loft, remiză, pod, platformă, Valea, Prahovei, placă turnantă, rotativă, peron, pasarelă, parapet, loft, gard. Linie contact, lece, iarbă, gard viu, gard separator, linii, gard canale, infrastructură, balustradă, Airbus, acoperiș din aia nou. Da, trebuie să văd cum găsesc firul ăla, cum stă pe căi acum deja. Chiar nu mai știu că se numește firul ăla. Băgăm aici piciorul. Mama lui de fir. TSE, peron. Rigolă? Ce dracu rigolă? Ah. TSR fir. What the fuck? Și nu apare nimic. Se pare că trebuie să fac eu. 3 fir, 3 line loft.
Trebuie un fir care să nu aibă purtător și doar să fie firul, știi? Nu mai știu cum se numește. Deci, hai să o luăm de la cap. Ăsta nu e primul, da? Al doilea. Ăsta nu e. Al treilea, fir fără purtător. Ăsta e, fir fără purtător mama lui. Cam așa. Mă întrebați și ce vrei să faci tu cu firul ăsta de mașină așa pe creier? Hai să vedeți imediat. Așa. Ești fără purtător. Asta trebuie bifat aici. O să fac un tertip. Dacă pot numi așa. Bun, acum să mă uit pe video. Unde mai voi mâine? Istorie, istorie. Ocean, așa. Vom vedea cum e cu catenarea pe acelea și pe așa. Apoi vine stâlpul ăsta care are una, două, trei. Și al patrulea vine așa. Ok, 1, 2, 3. Deja vine așa. A, nu pe tine vreau să știu. Și vine cam așa aici. Deci fix așa poate să fie. Uf. Catenare. Traversă. Bun, deci eu să trebuie mai sus. Fix așa trebuie. Bun. Deci vine tot așa. Asta mi se pare că trebuie mai scurtă, dar nu știu cum să o fac să fie mai scurtă. Deci asta de câte linie? Se de 6. Hai să vedem ce se întâmplă cu una de 5. Patru pe doi. Și că trebuie să dau un pic mai în față, ca să fie cât mai mult spațiu aici. A, o rovi trenul ăsta aici? Nu îmi dau seama. Pare rău, dar aia atac oribil. Așa trebuie să arate aici. A, dar stai un pic.
Eu n-am așa un deck de 5. Deci stai, nu e bine. 5 hold'em. Deci asta zboară de aici, nu? O să pun pe asta altă. Care să vină cam așa. Și asta pe aici, așa, momentan, provizoriu. Și cam așa trebuie să fie aici treaba. Trebuie un de ăsta mai mic, trebuie să recunosc. Uf. Deci, practic, trebuie încă un hold'em. Ok. Acum mai bine cu firul ăsta, pe cam așa. Ok. Unde fără purtător. Și vine cam așa aici. Și pe spanuri, asta e problema. Deci, așa, îmi poți arăta cum faci un macaz? Da, uite-te pe live-urile anterioare, exact cum zice cineva aici. Vezi, nene, că am făcut multe rău, adică și în cruce, și simetrice, și asimetrice, și macaz în elevație. Macaz în elevație nu cred că am făcut, dar macaz din care pornește elevație, cum e asta de aici, am făcut, ia uite. Uite cum se ia pe linia frumos și după aia în partea asta, la altă, deci e un fel de hes, așa, un flow. Da, la celelalte stream-uri și ai să vezi tot ce am făcut. Nu e rachetologie sau ceva de genul ăsta, să știi. Bun, hai să vedem ce dracu facem aici. Unde puteți să văd asta mai bine? București, Pietroșița, nu? București, Pietroșița. Pietroșița. Bun, uite. Deci asta nu o să pot să pun, dar o să pun asta așa. Iar la următoarea. Aici practic e jumate pe span, jumate pe hold. O anomalie la CFR, dar ce să faci asta e. Catenare așa, montant, riglă. Deci cam așa. E cam așa pot să fac momentan provizoriu. Așa dacă se găsesc izolatorii.
Catenar N, ancora. Catenar S, R, P, L, întindere, izolator ceramic. Aia. What the hell? Bun, cam așa ce. Păi nu. Nu-ți trebuie. Dar asta când faci macaz trebuie să bifezi de aici. La manual junction. Deci dacă vrei să schimbi tu macazul în scenariu standard, trebuie să-l faci cu manual junction, altfel macazul nu se va schimba decât automat, în funcție de cum este setat scenariul. Deci dacă vrei să ai macaze care să meargă cu manual junction, trebuie să bifezi asta. Uite-te la mine să vezi ce fac, ca să-ți dai seama. Bun, să zice că ai făcut deja macazele, dar vrei să poți să le schimbi tu. Eu le fac doar cu automat. Dacă vrei să le schimbi, trebuie să selectezi aici. TSR M5, M5 mi se pare că este macazul ăsta. Și mai există TSR, asta e așa unde naiba e. Am zis-o și cu rimă. Oare asta e? Ia stai așa. Ia stai așa. Uite, deci, practic te vii, spargi macazul și apoi lunești din nou, având selectat M5DS. Da, deci este macazul automat și trebuie să bifezi aici, automat. Pardon, manual. Și când îți faci manual, macazul va fi manual. Hai să vedem MD55, asta ce se întâmplă acum dacă fac asta. Nu. MU5SS, dar nu caut M, caut altceva. MU5DS, depo, ăsta e. Deci fii atent. Dacă vrei să pui macaze manuale pe scenariu, poate să faci cu asta, cu depo și alta. Și acum vei putea să schimbi tu singur macazul. Dacă asta este fetișul tău, perută, uite frumos, macazul, e aceeași. Ok. Numai că eu întotdeauna să le fac automat, chiar dacă pun macaze de-astea. Eu recomand întotdeauna, fraților, lucrați cu macaze automate, vă face viața mai ușoară în scenariu. Treaba voastră, dacă nu vreți să faceți, dar să nu veniți plângând. Că, uite ce face jocul ăsta, nenorocitul. Jocul ăsta are și el un manual, știi? Dacă nu vă obosiți să-l citiți, o să aveți mereu probleme. Bine, vorbesc eu, care n-am citit nimica și, bineînțeles, mereu am avut probleme. A trebuit să învăț pe pielea mea. No, asta deci cam așa e cu macazele astea. Nu e nicio complicăciune, trebuie doar un pic de atenție. Deci cam așa. Aici cred că am niște treabă. Aici am lucrat cu picioarele, se pare. Cred că am ținut apăsat acest tool și de-aia.
Da, nu e nimic ce nu se poate remedia. Ok. Bun. Știți că stream-ul ăsta nu mai are mult din el. O să-mi iau și o pauză. Vreau să mai trag un pui de somn înainte să mă duc la muncă, că noaptea asta n-am dormit prea minunat. Deci o să încerc să mai țin stream-ul cam un sfert de oră și o să închidem. Deci, bun, am făcut aici ce am făcut. Avem o ștuță cu o milă. Nu sunt deloc fericit cu felul în care arată, dar n-am ce să fac. Sunt limitat de faptul că nu am variațiile necesare de catenară ca să pot să fac pe dimensiunea care am nevoie. Nu cred că o să-mi fac eu ăștia, că și așa nu-mi plac. Sunt high poly și pana mea. Nu sunt de acord cu ei, dar ce să fac? Stai. Nici texturile nu-s grozave. Eu unul aș fi făcut mai multe chestii la catenar neagră și negrit. Asta cred că o să fac eu un fel de reskin. Câtă muncă îmi propune să fac și parcă văd că nu fac nici pe dracu în patru, dar în fine. Așa. Aici e un amalgam de fire și de vai de mine ce e aici. Bun. Deci acum trebuie să fac un felul următor. Să am semnalele de intrare în chitila. Mai trebuie trasat firul ăsta corespunzător, că e tras ca dracu. Și cam asta e. Și iată cum arată acum o catenară trasă în chitila. Corect. Altceva. Totuși totul altceva. A, ce ziceți? O nouă rută când mai faci? Orice stație adăugată, poți să zici că este o nouă rută. Gândește că am adăugat câteva stații bune. Una dintre ele este Chiașna, unde se va adăuga și Chiașna Park. Pentru că vreau să pot să iei vagoane de containere de acolo, știi? Deși la Marfa nu poți să pleci din Gara de Nord, poți să pleci din Chiajna. Aș vrea să industrializez practic harta cât mai mult. Vreau să pot să mă duc cu vagoanele încet sud, ba nu, pardon, încet est? Da, ba nu. Hai să ne uităm cu Google un pic. Bun, Comuna Chiajna. Ok? Deci noi lucrăm practic aici, v-am arătat voi ce am făcut. Asta este Dâmbovița. Aici e podul peste Dâmbovița. Aceste două linii sunt firele care merg spre Giurgiu. Giurgiuruse, care în clipa asta era comun. În fine, partea a doua. Ok. Giurgiu se face stânga pe aici. Și acum curiozitatea mea cea mai mare este unde naiba este firul care merge în depo la metrou? Și uite aici. Hai cu rezoluția, tati, hai cu rezoluția. Da? Deci se vede? Deci vreau să facem industrie, să putem descărca pasurile, dar de fapt, din ce văd eu aici, sunt zasuri. Aici se arde păcură, mă, băieți, ce dracu. Aici este depoul de metrouri. După cum vedeți, foarte multe garnituri de metrou. Aici este depoul de tramvaie, altceva. Da, deci sunt foarte multe depouri aici. Și iată cum intră și metroul în subteran, la industriilor.
Da, deci bun, depou de metrouri. Ce mai avem aici? Asta e punct de reciclare? Pare că da. Deci există... Facem manevră la ăștia, ce dracu. Da, nu știu ce e cu această linie. Mă, în fine. Bun, și apoi, deci pe mine mă interesează foarte mult acest fir care intră încet. Dar intră încet de pe acelea. Deci, practic, să vom face și un pic din ideea de centură, se pare. Și de vagone de carne aici. Bun, eu cred că se intră încet și altfel decât cum am văzut acolo. Nu? Uite ce teren de tenis au ăștia aici, frate, la CET. Ești nebun la cap. Mamă, ce ferată turnurile astea sunt chiar mișto. Au o textură super mișto. Nu știu cum au reușit să le textureze așa de bine, știi? Chiar sunt surprins. Da, bun, deci ok. Complicată treaba pe aici. Asta este o zonă industrială. O zonă industrială foarte, foarte, foarte folosită. Știți că eu când eram mic, pe aici am crescut. În zona asta industrială. Aici este, cum îi zice, CFR Cotroceni. A, naiba. Valea Cascadelor. Și de aici, când eram mic, am crescut în blocul ăsta. Și așa am ajuns să se iubesc trenurile. Pe lângă faptul că mă duceau ai mei, blocul ăsta am crescut și trecea trenul pe aici. Doamne, ce-mi plăcea. Și aici era un centru de maculatură și reciclare, dar văd că nu mai e, că am dus spa. Văd că încă mai reciclează fier. Văd și de taxiul, ce dracu să fac. În fine, da. Mă, băieți, se închid stream-ul acum, nu mai are rost. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dar trebuie să mă bag la sun. Ne mai vedem, ne mai vedem. Nu știu când voi mai face stream, dar cu siguranță ne vom mai vedem. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Rămâneți cu bine. Ciao, ciao!